Bună ziua, numele meu este Alcaz Alex, am 32 de ani, sunt tattoo artist de meserie și aici este salonul meu în care eu desfășor activitate. De foarte mic copil, am cochetat cu desenul și am fost practic unul din cartier de la mine care știa să deseneze și automat a devenit intuitiv tatuatul. Na, un prieten mai mare a venit cu o mașină de tatuat improvizată și de acolo a mers mai departe. Sursa mea principală, tot ce înseamnă graffiti, street art, uneori art nouveau, arhitectură, și un perete mă inspiră, un perete murdar, scursurile de cerneală, mai multe, nu știu să le iau acum, sunt incredibil de multe. Chevy is getting kind of heavy, relevant, selling it, dipping away. E absolut necesar să călătorești și să descoperi lucruri noi, astfel creierul tău mai e constrâns într-un mediu de patru pereți și tu poți explora, simți chiar texturi fără să-ți dai seama, astfel gândul tău poate amplifica anumite trăiri și le manifesti în desen. Păi, depinde. Cu pictatul există posibilitatea de a începe o lucrare și să o termin aceea zi, dar eu prefer să mă întind pe 2-3 zile, o iau ușor cu ușor, umed informația care o trântesc pe planșă. Păi, ambele practic. Tatuatul e o anexă, cum o văd eu, a sferei artei și cu ea pot să, nu știu, bucur oameni, să redau ceea ce ei își doresc pe piele, să poată efectiv o lucrare care o să poarte toată viața pe ei. Sinceritate. Greu. De ce? Foarte greu. Pentru că, na, România niciodată nu și-a valorificat artiștii. O trebuie să plecăm în alte țări ca să fim respectați în țara noastră. Și, na, ar trebui noi ca români să respectăm mai mulți artiști. Nu, eu am să rămân deși în țară, deoarece eu iubesc țara. Nu sunt, să spunem așa, sunt patriot, dar nu iubesc țara, nu iubesc meleagul. A tot timpul oamenii critică, ceea ce e de bine, chiar dacă te critică în sens rău sau în sens bun. Unii nu înțeleg, cel puțin noi în România, având mentalitatea asta post-comunistă, persoane cu vârstă înaintată, ei desconsideră arta tatuajului, ei nici măcar nu privesc ca pe o artă, ei pur și simplu văd tatuaj și atât. Și în mintea lor, tatuajul e o formă a manifestării delicvenților. Nu e ok. Tatuajul e o artă ca și pictura, ca și, nu știu, arhitectura grafică, e o anexă a artei. Trying to find a hell of taste. Oh my god, I'm on the chase. Chevy is getting kind of heavy. Să citească, să urmărească și să deschidă ochii. Tipping like I'm dripping in paint up front, folk lunch like Khalifa, put the wheat in the chain.